Bă, dar este posibil așa ceva? M-am uitat pe bilet mai devreme, cel de 23 august. Cam ca de Ceaușescu, așa, cât de cât aproape. Bun venit în lumea filmelor de groază. 24 august 2023 vine în curând peste noi și vă ofer o babană foarte grăsuță, cotă de 73.24. 8 evenimente formează biletul a nu știu câta oară în acest an. Primele două își dau startul la 17, pe seară la 5 fix. Numai și numai doar decât play-off UEFA Conference League. Rămân fără voce, deci efectiv de câteva episoade încoace behăile nu se poate în materie de rămas fără voce. Cred că o să vorbesc așa. Play-off UEFA Play-off UEFA Conference League. Play-off UEFA Conference League, doar atât avem astăzi și sper să nu greșim cu alesele, cele 8 alese. Doar din această Conference League care, mamă Doamne, ce conține. Luați-vă cu mâna de păr. Vreți să veniți pe grupul meu privat de WhatsApp unde încercăm zi de zi 6 bilețele, cele 6 bilete ale mele? Nu trebuie decât să-mi scrieți pe WhatsApp la 0745 70 80 08. Stăm de vorbă acolo despre tot, vă dau informații despre ce și cum se întâmplă și poate vă tentează să veniți la una mică, să jucăm împreună pachetelul ăsta. Sunt 6 bilete grele, demente, complicate, cum le știți de o viață, de 2 ani de zile de când vă vorbesc despre ele pe aici. Cert e că lupta fiind zilnică și obligatorie, da? Deci fără abatere toate cele șase bilete se joacă cu miză minimă măcar de 2 lei, jucând zi de zi, insistând tot mereu, s-ar putea să ajungem și la niște verzi din când în când. Ați văzut că s-a putut cu biletul de o săptămână aproape retras doar pentru grupul meu privat de WhatsApp ăsta pe care vă invit, ați văzut că se mai întâmplă câte o cotă câștigătoare. Era vorba cum ar veni să fie pe canal cota asta câștigătoare, iete că a trebuit să mut treaba din cauza treburilor. Nu mai pot filma la prânz aceste minunate bilete extraordinare. Vreți să aveți acces în continuare la tot setul de 6 bilete? Este neatins, nemodificat, intact și în continuare jucat cu mare luptă și mare interes pe grupulețul Vesel. 0745 70 80 08. Tot acolo, pe ziua de 23 august, se întâmplă să avem în joc încă rămas un ultim bilet din cele 6, pup, și anume jos, care oricum era și înainte exclusiv oferit doar pentru grup. Mai sunt 2 meciuri. Au ieșit 6, mai sunt 2. Cam grele, cei drept, un X2, cotă 1.70 și încă un 3+, care e pe la 22.30, e 22.55, acum când vorbesc eu, iată musca, futu-s morții. O vom prinde noi. Deci 3 plus ăsta și cu acel X. Comunicare cu fantomele. Și cu acel X2 s-ar putea să nu se poată. Dacă iese până la capăt verde acest cup jos de astăzi, sau mă rog, ieri, depinde când vedeți clipul, va fi fenomenal. Fenomenal. Extraordinar, sublim, divin, pur și simplu, adus de Domnul. Ar fi a doua cotă deja câștigătoare din această mirobolantă lună august. Gustar mi-a și pula. Hai să ne băgăm în Conference League. UEFA! Bine, UEFA cam așa și e, cum am răgăit eu mai devreme, fără voce. UEFA! Cam așa e și UEFA. Fix cum am zis eu așa, cum am grăit eu dânglășciorul meu cel ostenit. UEFA! Playoff UEFA! Cine a născut în luna august? Hai să vedem. Nu mai pot de muște. Astan, trag la căcat, deci și la noroc. Deci, vedeți că mai vine unul. Vă anunț eu în cursul zilei de mâine dacă iese un pup jos câștigător. Playoff UEFA.
Playoff UEFA Conference League. Am zis de 460 de ori UEFA Conference League Playoff azi, am zis. Hai să vă propun să luați un pixulet sau un creionaș să vă dau cele 8 meciuri. Că am făcut cont în 5 minute destul. Futu-ți musca, mătii. Futu-ți musca, mătii. Astana, nu vă mai zic de unde, țările de origine, că nu ne ajută deloc. Astana se vor duela cu Partizanii Tirana. Unul solist câștigă Gazdili. Pe urmă Tobol Costanai, din Kazakhstan, nu vă spun. Tobol Costanai se vor duela cu Victoria Pilzeni. Doi solist câștigă oaspeții. Struga Trimlum se vor tăvăli cu islandezii de la Breidablik. Peste 2,5. Se dau măcar 3 goluri în tot meciul. Norseland au mare confruntare, luptă de mare anvergură cu Partizan. Partizan, nu Partizanii Tirana, ca aia de dincolo, da? De Vizisei. Partizan în cap și coadă. Peste 2,5. Și în meciul ăsta sperăm cu rugăciuni la altarul Domnului să se dea măcar 3 goluri, da? Să se dea măcar 3 boabe în porți. Să se înscrie, să se marcheze. Continuăm cu Dinamo Kiev versus Beşiktaş. Musca trece prin jurul meu până o voi asasina. Știți că mă pricep, am mai prins muște. Versus Beşiktaş. Ce se întâmplă în meciul ăsta? G, ambele echipe vor marca. Poate marchez și eu cu musca asta? Așa este faci, te omorâm un pic. Așa este pe meciurile astea. Arată-ne că ești bună. Futu-ți morții, mătii. Mai sus. Uite-o. Aici, tati. Nu vrea acum, dar o vom asasina. Mai este timp. Fenerbahçe, cum pronunță ei, turcii de la Fenerbahçe, se vor lupta cu Twente. Și în meciul ăsta punem peste 2,5, așteptând musca, așteptând la mezanin, așteptând musca. Hai să citim așa, poate vine musca aici, dar după aia cum o prind. Peste 3 plus și în meciul ăsta dintre Fenerbahçe și Twente. Mai băgăm și Levski Sofia în luptă mare cu favoriții de la Conference League. Cine sunt ăștia? Eintracht Frankfurt. Se și presupune că vor câștiga meciul. Mergem pe un 2 solist. Levski Sofia. Se confruntă maxim cu Eintracht Frankfurt și punem 2 solist, victorie de oaspeți pe bilețel. Cu ce închidem toată căcănăreala de astăzi, 24 august 2023, o închidem cu Rapid Viena versus Fiorentina. Spania. Fiorentina, ci că ar câștiga duelul și mai punem un ultim 2 solist pe bilețel. Vreau să prind clipul ăsta, musca, nu vreau să închid clipul fără musca asasinată. Vreau să omor o muscă. N-am prins. Ba da. A murit și a zburat un pic mai departe, de asta nu mă prinsesem în palme. Eu de obicei le prind în palme. Faza este că a rămas cu căcatul de muscă pe mână și va trebui să folosesc 60 de șervețele, omule. Păi putu-ți morții, mătii, zbori în jurul meu în timp ce eu mă dau aici ca la festivalul Mamaia. Apropo, ediția aniversară pe 25-27 august, să vă duceți acolo. Să vă duceți. În Constanța, nu știu ce dreacu, teatru de nevară, nu știu ce, Consiliu Județean, Haupau. Într-o casă de cultură, un ceva, un ou de-asta. Vin foarte mulți. Miki de la Capital, Corina Chiriac, Doamne Dumnezeule, Loredana, e clasă totală. Aș merge și una, dar n-am bani. Poate dacă ne iese biletul ăsta. 24 august. Asta e biletul.
Vreți și cele 6 bilete ale mele? 0745708008, dragii mei, vă aștept acolo. Este nemurirea soartei cu ce se întâmplă pe grup. Sunt bilete foarte complicate, foarte grele, dar vedeți voi farmecul ăsta metempsihotic ne mai și oferă câteva momente de bucurie, cum zic ăia de la Milka, preparate cu gingășie, nu, sau stai mă ca un cuvânt ăsta de te zvomiți pula în gât. Nu preparate cu mingală, stai ca aia cu mingală plămădite cu grijă e la Luca, la covrigeii de la Luca, la pateuțurile de la... ăștia au, la, au ceva la Milka, ceva te piși pe tine. Trebuie să mă uit să văd deviza aia. Acel headline de te zgârmi în cură, îți bași degetuțul mic în găoază și zgârmi acolo. Nu plămădite cu... Bă, trebuie să caut, trebuie să dau un Google. Nu duioșenie, stai că e un cuvânt ăsta. Vă zic mâine. Trebuie să mă uit și vă zic mâine. Poate vă zic mâine, dacă mai mi-au cam minte. Candoarea? Nu candoarea. E ceva de... cam așa și eu. Dacă vreți să aveți acces la tot pachetul ăsta, în care, vă dați seama, eu prepar treaba, cum să fie mai bine, mai mișto, veniți pe grupul ăsta, căci acolo se întâmplă acțiunea. O să vă las și o cotă de 3. A început bine cota de 3 din 23 august. Cum va fi cea de pe 24? O să vă las pe canalul meu de Telegram, Pontur Pariuri by Vlad Stoian, dar și pe pagina mea de Facebook cu același nume. Poftiți acolo zilnic dacă vreți cota mea din 3 meciuri. E și ea formată din cele mai bune 3 surse ale mele. V-am dat-o demonstrativ pentru ăștia cu bani să vă distrați cu ea. Eu am încercat să vă dau ca să faceți niște bani mulți, să triplați sumele dacă chiar pariați niște 1000 de lei per cotă sau ceva, măcar 100 de lei. Pentru ăștia care dispuneți de finanțe babane. Însă, ați văzut, se comportă chiar și această cotă de 3 extrem de alambicat. Ba 2 zile, 3 zile lipite, consecutiv la rând vers, după aia încă 5 zile de pauză, deci nu te poți baza să-mi bag pula în ele. Voi continua să le ofer în speranța că ne revenim la victorii după victorii, da? Să avem câte 5-6 zile la rând numai de verde și cu cota aia de 3. Aici pe canal se iasă biletele astea experiment cât mai des, măcar de 2 ori pe lună, ca să vă mai țin aproape. Măcar mai râdeți, mai glumim, mai ne amuzăm, mai... O anecdotă, o caterincă proastă, bună. Și speranța cea mai mare este, Doamne, dacă luam noi săptămâna trecută cota aia de 6500... Dar e timp. E timp. Poate data viitoare. N-am mai luat o cotă mare de când. Că zice lumea că fac mișto, că min, că amăgesc. Păi prost aș fi să zic odată la 15 luni o cotă câștigătoare. Aș minți dreptul că mi iese una pe săptămână sau pe lună, maximum. Ca să pare interesant. Dar n-am mai luat o cotă mare de când. V-am arătat doar apropieri toată vara. O cotă mare n-am mai luat din 13 mai. Când ne-a ieșit cota aia verde pe Maleu, 1347. Deci se poate, da? Și uite, la 2 meciuri din 20 propuse ne-am apropiat de cota asta. De cota asta de 6500. 6511, cât a fost? 6515. Cine e născut în luna mare? Poate mai vine acum pe toamnă, că încep toți și campionatele și-au dat startul și poate trag și ei în vreo etapă mai tare și ies toate verzi. Măcar o zi... Mă antrenez pentru mama aia. Măcar o zi ulică de câștig. Dacă ne-ar ieși pe toamnă o cotă de aia de 6.000, de 7.000, de 10.000... Vă dați seama câți bani? Închid canalul, pula mea, la banii mei. Vă dați seama, când o să mă văd cu cote de 6500 plus băieții din grup, câștigători și ei, ravisant va fi. Aștept acea clipă mirobolantă, păstrez bidonul de apă aproape întreg, ca în momentul în care acea cotă va veni, eu să încep să vă rostesc. Cine e născut? Mai durează până atunci.
Hai, ne vedem și data viitoare. Sunt semi-plictisit, mă pun la somnic, somnul de frumusețe. Poate mă și tund și poate ies și biletele. Ar fi o idee, chiar ar fi interesantuc. Ar fi cum zice Moritz Munteanu, la Bravo Nice Steel. Ar fi interesantuc să ne iasă un bilet. Da, mă, vi le-am dat, cam astea sunt. Să aveți o zi de joi matusalemic de expresionist îmbietoare. Bă, nu-mi vine aia de la Milka. Nu gingă și e. Ia, uite, stai cu aia, stai așa. Milka Spot, stai că intrăm pe TV ca să nu întrerup clipul. Stai să căutăm. Milka ceva Spot, ia să vedem. Nu mă las până nu voi închide clipul. Nu voi lăsa acest clip să se termine până nu caut Milka. Milka. Reclamă Milka. Milka reclam. Și dacă nu dau Milka România, martie 2002. Sunt din alea vechi, la modul romanță. Nu, mă, cred că Milka România e mai bine așa, e mai inteligent. E mai inteligent. Ceva ce eu am foarte mult, inteligență. Este, dispun de așa ceva din plin. Milka România. Și pe canalul lor probabil s-ar putea să avem o șansă. O șansă. Uite, Milka România, Dumnezeule! Poate e pe vreo burtiere scris. Ingrediente alese cu grijă? Da, mă, da! Da, mă, da! Am găsit! Ce gingășie? Ce pula mea? Nu coaie, nu... Vă zic acum headline-ul actual de la Milka și v-am pupat, că am zis tot ce trebuia, da? Pariuri sportive by Vlad Stoian. Tandrețea are gust mai bun. Pup sus, pup jos.